Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de față aș vrea să fac o prezentare a părții electronice unui alimentator SK120X. Fiind achiziționat de pe AliExpress la un preț foarte mic, la ora actuală la reducere e până la, văd că aproape de 17 euro, eu l-am cumpărat aproape de 7 euro. Motivul principal pentru care am achiziționat, da, este de 120W, pentru mine este suficient deocamdată. Butoanele sunt din silicon, așa scrie pe AliExpress. Ecranul teoretic este un LCD VA, iar încă un motiv care m-a determinat să-l cumpăr, în afară de preț, bineînțeles, este că acele componente active de putere sunt în capsulă TO220, astfel încât poți să montezi cum trebuie pe radiator. Nu ca cele anterioare tip SMD, unde aveai probleme în a ta atașa un radiator. Da? Răcirea componentelor se face mult mai bine, așa cred eu. Alimentatorul de față este un buck boost convertor. Asta înseamnă că tensiunea de pe intrare o poate ridica, dar o poate și scădea. Atât cu vorba, haideți să trecem la desfăcutul acesteia, să vedem partea electronică mai de aproape. Îl voi porni mai spre sfârșit. El are niște cleme, voi încerca să le scot. Gata. După cum se vede, e compus din două PCB-uri, unul în față și celălalt în spate, conexiunile fiind făcute prin acest conector, dacă se vede bine, da? Acesta e tipul de conector. Să desfacem acest conector bloc. E destul de robust. Cred că e suficient pentru 6 amperi. Hai să identificăm componentele. Aceasta activă de aici scrie pe ea, practic rândul al doilea, nu primul, B20100G, fiind o diodă Schottky dublă, având catodul comun. Acesta de aici, o să vi-l arăt puțin mai târziu, am văzut denumirea lui, dar când voi pune pasă termoconductoare, deoarece observa că nu cred că are. O să-l îndoi într-o parte și o să vedeți denumirea lui. Un inductor de 2R2, 2,2 micro, Henry cred, inductorii principali, practic aceștia fiind baza sursei buck boost converterului, bineînțeles cu tranzistorul respectiv MOSFET și dioda Schottky. În centru avem un condensator electrolitic diferit față de ceilalți verzi, de 220 microfarazi la 50 de volți și am senzația că iese din polimer, aceștia având viața mult mai lungă față de cei normali. Pe partea asta a PCB-ului, să vedem pe aici, asta de aici LM358, cel din partea asta tot LM358, un amplificator operațional dual. Se folosesc de cel mai multe ori pentru reglajul curentului și tensiunii, în asemenea surse. Ia să vedem ce integrat este acesta. Scrie XL1509 și este un buck convertor la 2 amperi. Interesant, probabil e o sursă auxiliară. Șuntul. Sunt două rezistoare de câte 50 mΩ fiecare. În paralel, asta înseamnă că acestea două sunt puse în locul uneia de 25 de mΩ. Hai să vedem ce componentă este asta de aici, asta din centru. Scrie pe ea DH105N07P. E un tranzistor MOSFET canal N. E pus pe intrare, din ce am observat. O diodă Schottky de 5 amperi, SS510. Mai avem alte diode Schottky, unde sunt, da, mai avem una aici. Făcând parte mai mult ca sigur din această sursă, din zona asta. Inductorul din această sursă, de 47 de microhenry. Avem și niște diode mai speciale. Aceasta scrie pe ea AG, așa este notată, fiind o diodă tip TVC. TVC e prescurtarea de la Transient Voltage Suppressor.
practic e o protecție împotriva spike-urilor de tensiune. O altă diodă scrie pe ea MP și am fost numit că tot o asemenea diodă este, tot TVC. Componenta asta de aici scrie pe ea D882, este un banal tranzistor bipolar, NPN, de până în 10W, așa scrie în datasheet. Alte tranzistoare bipolare în zona asta, de putere mică. Componenta aceasta, în capsulă mai lunguiață, scrie pe ea FP5139, e asincron boost controller. Și cam acestea sunt componentele principale. Da, mai este o diodă, probabil una rapidă în zona asta, pe partea asta. Da, o să vedeți imediat cum se numește și acest tranzistor MOSFET. La sfârșit, după ce o să adaug pasta termoconductoare. Am desfăcut și placa din spate, deoarece vreau să văd ecranul mai aproape. Acestea de aici sunt LED-urile pentru iluminarea display-ului. Lumina din spate albă, backlight se numește. Potențiometrul digital. Atenție, nu e unul clasic, e digital. Nu o să vă explic modul cum lucrează, poate în alt clip. Din câte se vede la fiecare buton, oarecum, avem LED-uri. LED și aici și aici. În zona asta, practic, sunt două, în aceeași capsulă sunt două LED-uri. Pe spate, acesta se numește HT1621B, dacă îl vedeți bine, fiind driver pentru display. Integratul din centru, acesta, cum să vi-l arăt, să citiți mai în regulă, cred că ar trebui să puteți. E un microcontroller ARM Cortex, așa am găsit, de fapt am găsit și foaia tehnică a lui, e destul, are peste 50 de pagini. Scrie HK32C030C8T7. În zona asta, cred că ăsta cumva e un fel de difuzor. Prima dată când văd un asemenea tip de difuzor. Hai să vedem și acel display cu grijă, că acesta e mai sensibil. Da, aici pătrunde lumina pentru backlight. Da. Să vedem ce avem în zona asta. Și am observat o chestie foarte interesantă. Aici, foarte sensibilă, trebuie să am foarte mare grijă. Păcate, nu știu dacă vedeți bine, dar acele zone, practic, sunt colorate. Nu știu, habar n-am ce tip, e prima dată când văd. I-am crezut inițial, înainte să-l desfac, că practic e un display normal și poți să afișezi tu ce culori vrei. Dar de fapt nu poți, fiecare linie doar o anumită culoare. Galben, un fel de galben în centru, verde partea asta și sus, nu știu, mov, nu-mi dau seama ce. Ok, hai să vedem dacă are pasta termoconductoare pe acele componente active. Că la prima vedere nu pare. Și da, nu are. Să curățăm puțin calculul izopropilic. Am muiat în acest șervețel. Înainte să punem pasta termoconductoare, haideți să vedem și acel tranzistor MOSFET. Scrie pe el HYG053N10. Este un tranzistor MOSFET canal N. Gata. Pus pasă termoconductoare. Da, e un pic mai mult decât trebuie, dar merge. Bun. Haideți să alimentăm montajul, deoarece l-am asamblat. Da, am așa să vede LED-ul respectiv. Și văd că se aprinde, se stinge ușor. Interesant. Hai să prindem. În realitate nu se vede așa, da? Deci doar în
Video, prima dată când filmez practic acest montaj. Da, ideea e că în realitate nu are acel refresh. Nu se vede, cu ochii liberi e perfect. Și se vede mai bine, adică contrastul mult mai în regulă. Aici se reglează tensiunea. De fapt și tensiunea și curentul. Dar cum rotim, reglează automat tensiunea. Deocamdată e pe off, da? Când e verde aici, atunci pornește. Mai multe teste vor fi făcute într-un clip viitor. Privind meniul, poate până atunci o să-mi dau seama cum să filmez astfel încât să se vadă bine ecran. Cam aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!